Doamnelor și domnilor, îl invităm pe domnul Lucian Bode, ministrul transporturilor, infrastructurii și comunicațiilor, să prezinte mesajul primului ministru cu ocazia Zilei Naționale a României. Onorate fețe bisericești, domnule primar, domnule suprefect, domnilor comandanți, bravi ostași ai armatei române, doamnelor și domnilor, sărbătorim în acest an Ziua Națională a României cu împlinirea faptului că am reușit să lăsăm în urmă prin vot ceea ce a frânat progresul pe care ne l-am dorit după căderea comunismului. Marea Unire de la 1 decembrie 1918, dată la care Marea Adunare de la Alba Iulia a votat unirea tuturor românilor din Transilvania și Banat cu România, a însemnat pentru făuritorii ei împlinirea visului de veacuri, a visului de aur al României, așa cum minunat descrie acest moment al istoriei Regina Maria. Astăzi, la o distanță în timp de 101 ani, în care soarta României nu a fost lipsită de suferință, în anii de război, în anii de comunism și chiar în istoria foarte recentă, sărbătorim Ziua Națională cu sentimentul adevăratei noastre eliberări și cel al împlinirii unui nou vis al românilor. Avem acum șansa reală să schimbăm lucrurile în bine, să trăim într-o țară democratică în care instituțiile statului să servească cetățeanul, iar legea să fie aplicată pentru toți în mod egal. Este momentul să consolidăm cu adevărat România europeană, care să garanteze cetățenilor săi drepturi și libertăți fundamentale și în care să se regăsească toți românii, indiferent de locul unde au ales să trăiască. Să construim împreună un drum irreversibil al României către societatea, către stabilitate socială și economică, către prosperitate, în care cei care muncesc onest să se bucure de beneficiile muncilor, iar antreprenorii să se simtă corect tratați în România. Să dezvoltăm societatea românească pe principiile solide ale adevărului și meritocrației, în care competența să fie recunoscută și apreciată. Crezul meu, ca prim-ministru, este să nu irosim această șansă și prin noi înșine, românii din țară sau din alte colțuri ale lumii, să construim o Românie normală pentru toți cetățenii. La mulți ani, România, la mulți ani, dragi români din țară și din afara granițelor. Semnează Ludovic Orban, prim-ministru al României. Dragi sălăjeni, dragi șimleoani, onorată asistență, sunt onorat și în egală măsură bucuros să fiu alături de dumneavoastră în calitate de ministru în Guvernul României, să celebrăm împreună o zi mare, o zi de mare însemnătate pentru întreaga națiune română. Cu atât mai mult cât eu datorez foarte mult acestei minunate părți a sălajului Țara Silvaniei, în primul rând ca om politic. Ziua Națională este ziua care ne reamintește de sacrificiul celor care nu mai sunt și de datoria pe care o avem față de viitor. Nu trebuie să uităm că unitatea și solidaritatea reprezintă cele mai importante instrumente pentru desăvârșirea unui viitor mai bun pentru România. Dragii mei, ieri l-am cinstit pe Sfântul Apostol Andrei, cel întâi chemat ocrotitorul României. Luna decembrie debutează cu acest moment aniversar pentru România și român și se sfârșește cu sărbătorile de Crăciun și de Anul Nou. În acest moment solemn, vă doresc să fiți alături de cei dragi, să vă bucurați din plin de aceste momente de sărbătoare și să aveți parte de împliniri și bucurii. La mulți ani, România! La mulți ani, dragi sălăjeni! La mulți ani, dragi șimleoani! Mulțumim, domnule ministru! Îl invităm pe domnul inginer Septimiu Cătălin Turcaș, primarul orașului Simleul Silvaniei, să ia cuvântul. Onorate fețe bisericești, domnule ministru, domnule suprefect, domnilor comandanți, onorată asistență. Fiecare nație are, de-a lungul unui an, o zi în care sentimentul de recunoștință se transformă într-un sentiment de bucurie. Pentru noi românii, ziua de 1 decembrie este ziua în care ne aplecăm cu recunoștință în fața tuturor acelora care au luptat pentru ca astăzi noi, românii, să fim liberi,
în fața tuturor acelora care au luptat ca națiunea română să fie una aproape întreagă, și când spun aproape întreagă, mă uit la Iuliu Maniu și la harta României Mari pe care o am în fața mea, și din păcate încă națiunea română are bucățică care nu este în România. Este momentul în care trebuie să ne aplecăm cu respect în fața eroilor noștri care nu mai sunt printre noi și în fața eroilor noștri care sunt printre noi și marea lor majoritate sunt necunoscuți. Și prin tot ceea ce ei fac, de-a lungul timpului, de-a lungul anilor, fac ca oamenii care trăiesc în jurul lor să aibă o viață mai frumoasă. Vreau să mulțumesc cu această ocazie tuturor șimleoanilor care se implică activ în orașul nostru și ne ajută pentru a crea un confort din ce în ce mai bun. Vreau să vă doresc tuturor în această zi însemnată să fiți sănătoși, să aveți parte de oameni buni alături și să petreceți sărbătorile care urmează așa cum se cuvine în stilul nostru românesc, alături de oamenii dragi. La mulți ani în România, la mulți ani și Șimleu! Vă mulțumim! Urmează ceremonia depunerii coroanelor și jerfelor de flori. Coroană de flori din partea Guvernului României. Instituția prefectului județului Sălaj. Thank you.
arbitru fiscal orășănesc și leu Silvaniei. Biserica greco-catolică. Centrul Școlar pentru Educație Inclusivă.
școlile gimnaziale din orașul Cimleu Silvaniei. Din propria cenușă și mândru a crescut. Români,
pe tot pământul, să căutăm toți frații, să ne unim acum, așa cum sunt carpații, căci Dacia ne cheamă să fim ca cei din tâi, români de viță veche ai țării noastre fi. Versurile aparțin domnului locotenent colonel Parocescu Viorel. Doamnelor și domnilor, distinși invitați, dragi copii, vă rugăm să rămâneți pe loc. Oficialitățile vor trece în noul dispozitiv în acordurile fanfarei promenade.